Salutări din Văleni! În următoarele două zile vă vom face cunoștință cu Festivalul Național Etnofolcloric Dulcei Floare de Salcâm. Să mergem! Step by step, cu pași mici, continuă să descopere frumusețele țărișoarei noastre. Mergând pe cărările și desișurile de stuf și sălcii de pe malul Prutului și pășind pe potul pe care însă și-a mers cândva domnitorul Moldovii, Petru Rareș, ne îndreptăm spre satul de vacanță Văleni, unde o să luăm parte la Festivalul Etnofolcloric Dulce Floare de Salcâm. Aventura noastră începe la Eco Village Văleni, pensiune amenajată în stil tradițional țărănesc, cu căsuțe și obiecte autentice. Iar mâncarea de aici este pur și simplu mirifică. Vedeți și voi cum arată! Cuvintele sunt de prisos! După ce ne-am răsfățat cu o masă copioasă, n-am ezitat să vizităm micul muzeu al pensiunii. Ca să ajutăm un pic digestia, am pornit în drumeție, spre colinele de aur, ca așa le zice în popor datorită nuanței gălbui roșcate arginei ce iese la suprafață. Se spune că pe timpuri, pe aici hoinărea și mergea la vânătoare domnitorul țării Moldovii, Petru Rareș. Iar acum noi, pas cu pas, descoperim acest loc deosebit. De pe vârful colinelor se deschide un peisaj fermecător. De aici poți vedea satul Văleni și o parte a rezervației naturale, Prutul de Jos. Sunteți alături de noi astăzi, în zile foarte importante pentru noi ca localitate, foarte importante pentru noi ca oameni acestei localități. Vizitând Muzeul de Istorie și Etnografie din localitate, putem observa o abundență de obiecte tradiționale, unelte, covoare și porturi țărănești care s-au transmis din generație în generație până în zilele noastre. Aici mai puteți participa la lecții, workshop-uri și recitaluri pe tematică folclorică.
Ce poate fi mai frumos decât să închei o zi plină de impresii tari cu o seară minunată în jurul focului, alături de oameni faini și cântece folk, mâncând o tocăniță moldovenească cu mămăliguță și brânză de casă? Nu mai vreau ca nopțile târzii să mă gonească pașii pe cărări cu stii. Nu mai vreau ca nopțile târzii să mă gonească pașii pe cărări cu stii. Amore, crede-mă, crede-mă, de-ți-e dor. Amore, scuză-mă, scuză, să uităm ce-a fost și ne-a tristat. Tu, amore, cheamă-mă, să uităm ce-a fost și ne-a tristat. Tu, amore, cheamă-mă. Cuvintele sunt în plus, o dimineață perfectă. Doar ascultați! După un somn dulce la Eco Village Băleni, ne îndreptăm spre Centrul Cultural Băleni, de unde va lua startul Parada Portului Popular. Așteptăm la pensiunea La Gura Cuptorului și la Muzeul Pânii, Tradiții și Obiceiuri în satul Băleni.
Dacă doriți să trăiți cele mai frumoase senzații ale vieții voastre, veniți la pensiunea Aroma Lemnului. Bună ziua, în această zi însorită, vă invităm la pensiunea noastră Eco Village. Dacă vreți să vedeți prin ce este specific zona noastră de sud, prin motivele și ornamentele frumoase ale covoarelor moldovenești din partea sudică a țării noastre, atunci vă invităm la pensiunea Bujorii de Acasă. Bun venit la Casa Rurală la Taifas! Vă așteptăm cu drag! Bine ați venit la Casa Rurală la Boieru! Vă așteptăm cu drag! Poftim! Sunteți mereu bineveniți! Step. Să călătorești e simplu. Urmează-ne!